you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la o nouă serie. M-am gândit să încep și eu o serie așa la un joc cu război. Deja ne prăbușim cu avionul și... Aoleu, ce fețe au ăștia! Da, bine că urlați acolo, bine, și eu vorbesc tare acum că văd că pe microfonul ăsta mă aud mai încet față de ăla vechiul. Da, da, mi-am realizat asta în episodul de GTA 4 pe care l-am postat, mi se pare că alaltăieri. Da, văd că așa se prăbușesc cu avionul. Am sărit peste o grămadă de cutscene-uri pentru că poveste lungă și 15 minute aiurea doar pentru niște cutscene-uri. Bine, jocul ăsta este într-o serie de mai multe jocuri, are o poveste foarte interesantă, dar... stăteam să fac un episod numai din cutscene-uri și am zis, las că începem acum de la acțiune. În caz că nu prea știți cum e jocul ăsta, după cum vedeți, cel de-al doilea război mondial și mergem acum și la luptă. M-am gândit să joc și un joc de război, să înlocuiesc Call of Duty Modern Warfare, că l-am terminat, și Spec Ops The Line. Nu puteam să încep cu Modern Warfare 2, dar am zis, hai să mai încerc și altceva, nu doar mod Call of Duty, că, na. Mai schimbăm și noi un pic franciza de jocuri și compania. Astăzi, când am mai jucat un joc de la Ubisoft, cred că ultimul joc de la Ubisoft pe care l-am jucat a fost Far Cry 3 și până l-am jucat în septembrie. Și cred că până l-am terminat cel mai repede. Și nu pot să dau skip la cinematicuri dacă sunteți curioși. Bun, hai da, am ajuns și noi în sfârșit acolo. Hai să înceapă o altă misiune. Fii mi-a răceala, dracu. Interesant loading screen-ul ăsta cu casca aia. Operation Market, Norris, așa, bun. Și începem și o dată. S-a blocat jocul frumos. Ador când se blochează jocurile. Și e faină semnal de cap de mordă pe cascul ăsta, văd că au ăștia câte un râp acolo. Da, bun, hai, gata, și-a revenit. Bun, să mergem. Ia mă, văd că aici sunt deja niște mere în pomul ăsta, ia pot să le dau jos, sunt curios. Nu pot să dau jos merele alea. Păcat. Hai, bagă viteză. Văd că viteza am așa pe... asta e un pic, aha. Bun, deci așa închem cu echipierii. Așa, bun, muniție. Hai să ne dăm la o pa... Bă, scurios, oare pot omorâ oile? Da, văd că pot să le omor. Hai că eu o să stau să mă împușc. Ia mă și pe... Ok, așa-i fac să mă urmărească, bun. Nu prea mai știam control la jocul ăsta. M-am jucat când eram mai mic și... na. Bun, deci trebuie să vorbim cu boșorogul ăsta. Care n-ai bam de mesaje pe WAP? A, fi vorba de râs. Gata, trebuie să-i dilim pe ea. Și acum să vezi cum dispare ăsta. Ia, unde fugi? Bă, boșorogule, unde fugi? Bun, voi duceți-vă acolo. Ok, Q, așa. Vreți să vedeți aici o chestie ce îmi place foarte mult la jocul ăsta? Că avem niște... Ok, am început deja cu un bug, cum l-am azvârlit pe ăla. Asta e, mai găsesc și bug-uri în jocuri uneori. Ia, duceți-vă acolo. Hai, încarcă tu. Fugi. A,
vin alții pe acolo. Și mai unul acolo. Ia mă, grenada pe ce o dădeam pe G? Pe cât dădeam grenada? Pe E sau pe... Unde-i G? Nu merge așa grenada? H, J, V, B, H, crouch, X așa, Z, nu Z. Bă, dar pe cineva dau grenada? Că nu mai apare. Ce mi arată ăștia că încarcă, G nu merge. A, pe F dau. Ok, deci pe F dau grenada, bun. O să-mi trebuiască să țin minte asta. Hai, veniți după mine. Ok, ăla-i out și mai e unul aici. Aș, bun. Hai, bagă viteză, ia să vedem unde trebuie să mergem. Ok, să înțeleg că aici. Mă, câte mere avem. Loading, bun. Ia să ne urcăm aici. Încercăm să-i sniperim pe fraieri. Voi stați acolo. Văd că dă pe shift mai schimb armele. Interesant, n-am ce zice. Și-o pe unde trebuie să... Aha, aici trebuie să mă duc. Hai, veniți încoace. Ia. Ok, văd că trec avioane. Ăștia nu urcă. Bă, ăștia nu vin. De căcat îs ăștia. Da, văd că ăștia s-au pierdut undeva. Sau ăștia să... A, ăștia stau jos, nu pot să urce, că deștepți rău. Bine, mă, stați, fiți atenți. Stați acolo. Eu mă duc să-i împuși de sus pe acolo. Hai că n-am început bine episodul. Stau și... Da. Aoleu. Ia să vă pun unde să-i trimit pe ăștia. Ia, fix. Acolo. Hai, mișcați, mișcați. Bun. Azi la geam acolo văd că nu-i niciunul. Văd că-s câțiva prin curtea aia. Să văd cum-i podili. Hai să treacă o dată elicea asta de la moară și... Dădeam să... Hai, luați-l pe ăla. Ce l-am delit pe ăla. În sfârșit un cutscene din ăla bun când îl delez pe unul. Vine că trebuie să apare din o chestie asta de la moară. Ăla-i out. Mai e unul acolo. Așa, bun. Pare că am plictisitor la început gameplay-ul, dar după aia o să vedeți ce jmecherii. Vă garantez eu, povestea e bună, dar începutul cam lasă de dorit. Și dacă în jocul ăsta nu poți să sari. Ia mă, ce... cum e armă ăstuia? Asta are mai multe glonțe încărcător. Ia mă, ce arme mai avem pe aici? De fapt, las că le folosesc pe astea ale mele. Hai, mișcați-vă.
unul cu mitralier acolo. A murit, cred că a murit. Încă unul. Unde sunt ăștia care se pun la mitralier aia? Câți de aibă veniți acolo? Aveți spawn acolo, vă spawnați, vă multiplicați și aveți. Gata, m-am murit aia. Aia veniți după mine. Aia ridică-te pe crouch. Hai să intrăm după ei. Să fie atent aici la etaj, să nu fie vreunul. Gata, m-ați murit. Pistolul nu poți să arunc, chiar dăm cu acea MP40-ul, că ăsta e mai mișto. Și în loc de... Nu poți să iau asta? Atât, bun. Mișto că poți să iei mitralierele astea pe care le mai găsești. Ia, acum... Ce război e aici? Ah. Văd că vin alții în partea aia. E, hai să-i dilim acum. Încarcă. Deci au fost gata? Cine bă se porște? Cred că ăștia-s doi lor care se porștează. Cred, nu sunt sigur. Văd că și la mitralieră ăsta stă degeaba. Ne-ai mai pomenit. Gata, ăștia au fost bun. Hai, dăm cu amuniția. Ce jura ține asta mitralieră? O, măcar avem umbră când schimb arma. Ești tu așa. E, umbrele la jocul ăsta chiar îmi plac, sunt chiar faine. Vreo armă pe aici, ceva, un sniper pierdut, văd că nu, peste asta nu pot să sar, hai pe partea asta. Un alt M4 pierdut. Ia mă, ce treabă avem pe aici, du-te, 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 du-te. Hop! Ia. Uite-i pe-ai noștri. Au venit și ăștia care au vopsit mașinile într-un cinematic de mai devreme.
Ready to move out whenever you are, Sergeant. Bun, hai, duceți-ne la misiune. Ia, o, cât suntem. Do we know for sure there will be Germans attacking the gliders? Seems like a foolish move. We don't know for sure, that's why it's called recon. Oh yes, I'm quite aware of the ramifications. We protect the brass by dying first, I understand. The gospel according to Holden. Uite un avion din ăsta. S-a prăbușit, bun, hai, dar după el. Ia vă cam două echipe. Cum naiba le schimb? Nu știu. Aha, bun. Și așa pot să schimb echipe. Echipa de asalt. Și ceva. La atac. Hai, dar trageți după ei acolo. De fapt, nu, voi stați aici și ăilalții să ia, voi duceți-vă acolo. Eu mă urc pe partea asta să-i împușc. Bine că nu m-au văzut. Ne, trebuie acum pușca ai distanță. Hai, fugi. Fugi, mă, bole, că te-mi pușcă ăștia. Am mă scoate scapul de la cutie. Și mai unul pe acolo, văd. Hai mă, sări. Nu pot să sar pe aici. Frumos. Că mă duper să-l împușc. Al dracu nu moare. În sfârșit. Hai, veniți după mine. Ia-ți încoace mitraliera aia. Da, cam început plictisitorul, da. Cam plictisitor începutul, dar o să fie mai mișto după aia, vă garantez. Oh, cât să spun acolo. Dacă stric un tren încărcător și am omorât doar câțiva. Da, mai bine păstra un pușcă la distanță decât pe asta. Nimă și oile, ia dă-mi cu oile alea și așa nu vă trebuie. Și așa sunt utile. Ăștia au fost buni, hai că i-am dealit repede. A, mai unul departe acolo, dar mi se pare că e o pușcă ceva cu sniper pe aici, nu sunt sigur. Au trupul ăsta mortă aici, e alb tot. Adă-mi cu a... în sfârșit o pușcă bună. Cred că asta e singura armă bună din joc. Headshot. Headshot. Cred că asta e cea mai bună armă din joc. Asta n-a fost headshot. Ok, asta n-a fost deloc headshot. Oho, direct în căpău. E mișto când îi mai mor cu granada pe mai mulți de pur și simplu zboară mâinile și picioarele. Scoate capul de la cutie. Uite pe acolo încă câțiva. Dacă mă duc pe ei. Oaia n-a murit. A, văd că a dispărut alta.
și văd că trece glonțul prin... Da, nu las urme de gloanțe, dar în pământ văd că rămân. Nu sunt chiar cele mai faine urme, dar nici... Bă, îmi place că măcar în jocul ăsta îți vezi picioarele. Măcar atât să nu pară că ești de la ciung. Sau șchiop, mă rog. Hai, du-te, du-te, hop! Nu pot să iau cover de la asta. Da, nu-i bun pomul ăsta. Bun, unul a murit, dar mi se pare că ți dă înapoi pe ăștia. Opa, headshot. Headshot. Încă un headshot. Poc. Poc. Aia, bă, dar nu dă tot timpul cât un casting din ăla fain, când dau headshot. Scoate-mă capul de acolo. Probabil trebuie să fie cu HP-ul full sau cine știe. Looks like your boys are a little late to the fight. Văd că ăștia-s morți aici, a? Hai, da, înainte. Unde ne mai trimit ăștia? Bun, ăștia nu știu să stea cu mașinile acolo și noi ne omoram acolo. Frumos. When we crashed, my Jeep took a beating. He hit a tree. Well, it wasn't steering right at the time. Oh no! Ce comentează la acolo? Take cover, man. I'll save us. Let's get moving, guys. Da, cred că ajunge pentru acest episod până acum, pentru acest episod, mă, bla 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 bla. De vrăjeli. Hai că închei aici. Să-mi spune ce părere aveți despre jocul ăsta. Și grafică, și gameplay, story-ul, nu știu ce să zic. Până acum cam nimic interesant. Degeaba că n-am jucat și celelalte jocuri așa, dar o să vedeți mai încolo cum e când moare câte unul dintre ei, se duce în poveste, bag așa, să te atingă la suflet, mă rog. Hai că închei aici. Ne vedea la următorul episod, dacă vreți să continui jocul. Hai că v-am lăsat, ciao les.